Emoții și vise la Roland Garros. La 3 ani de la finala pierdută în fața rusoaicei Maria Sharapova, Simona Halep are șansa de a câștiga în premieră un turneu de mare șlem și să devină cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Calificarea a venit după un nou meci dramatic. Halep a eliminat-o în setul decisiv pe a treia jucătoare a lumii, Carolina Plișcova. Nici nu știu dacă mă mai doare glezna, a găsit Simona puterea să glumească la finalul partidei. Cu doar o săptămână înainte de Roland Garros, Simona Halep s-a accidentat la gleznă. M-am gândit să vin cu orice preț la Paris, a declarat românca după ce a reușit calificarea în finală. Halep a trecut cu greu de Carolina Plișcova. Scorul final a fost 6-4, 3-6, 6-3. Mâine, Simona Halep va juca finala contra revelației turneului, letona în vârstă de doar 20 de ani, Elena Ostapenko. Dacă va învinge, Halep își va trece în palmares primului titlu de Grand Slam și va deveni în premieră numărul 1 mondial. În 2014, Halep a ratat trofeul la Paris în fața Mariei Sharapova. I'm ready to face her and I'm ready to face another final. So, yeah, it's a big challenge, it's a big thing. If it's gonna happen, it's gonna happen two things in the same time, so it's gonna be amazing. Mai multe amănunte despre meciul de mâine aflați în jurnalul Focus de la ora 18 și la Focus Sport de la 19:10.